Permiteți-mi să invit o veche prietenă de-a mea, care am crescut alături de dumneei, directoarea Electrecordului, eu îi spun Cornelia. Vă rog să o aplaudați. Doamna Cornelia. Bună seara! Trebuie să ne adaptăm pandemiei. Mieluță, ar fi meritat un spectacol mare, într-o sală mare, cu mii de oameni, să-l aplaude. Dar în condițiile în care suntem astăzi, trebuie să profităm de orice moment. Ne cunoaștem, el a spus, vechi prieteni. Eu zic că suntem prieteni încă. Ne cunoaștem de ani mulți. Și am pornit o colaborare la Electrecord și încă una și încă una și în timp am devenit prieteni. L-am admirat întotdeauna pentru talentul, pentru profesionalismul, pentru dăruirea pe care o are pentru muzică. Nu este momentul să ținem discursuri, poate dacă eram într-o sală de concert, aș fi vorbit mai mult, că aveam ce să spun despre Mieluță Bibescu. Dar dumneavoastră toți îl cunoașteți și profit de acest moment ca să-i oferim o diplomă de excelență din partea Electrecordului și vreau să vă citesc. Ține-mi tu, te rog, să-mi pun și ochelarii. Hei, sigur, da. Hai, aplaudați-o, aplaudați-o. Vă rog. Deci, Casa de Discuri Electrecord conferă diploma de excelență domnului Mieluță Bibescu cu prilejul împlinirii a 40 de ani de carieră artistică dedicați muzicii lăuterești autentice și pentru realizările discografice prin care va rămâne un nume de referință în galeria marilor interpreți ai muzicii românești. Eu îl felicit încă o dată, rămân alături de el cât vom fi aici pe acest pământ și doresc sănătate și cât mai multe succese, pentru că încă mai are de spus ceva muzicii. Te felicit cu drag și rămâi în sufletul nostru pentru totdeauna. Felicitări pentru tot ce ai făcut și tot ce faci. Thank you.
Vă mulțumesc frumos! Păi suflă-n el, hai! Ce să mai suflă? Așa simbolic! Bravo! Birthday to you! Ialuța, spune câteva cuvinte! Cuvintele mele sunt următoarele. Mă nevărmilor, sunt niște sticle de șampanie, care toți care sunteți în curte, mai sunt două pe undeva pe spate, vă rog să le aduceți, și mai e și un tort în spate. Mai e unul în casă. Mai e unul în casă, deci, cine-mi ține? Tu, sau David. David ține. Nu, Darius. Darius, vin aici lângă mine. Stai puțin. Mai e un tort, Carmen, Pane, vreau să vină și Ninel și George aici și toți prietenii mei în spatele meu. Mai există un tort, Ștefi, ține tu. Și hai să deschidem astea pentru voi toți, veniți cu paharele. Avem bomboane fondante. Pune-i acolo, Carmen, acolo, la Oltenița. Mai vine una. Dar e un tort acolo, în spate, frumos. Uite-l! Ăsta e! Și mai e unul de la Doru Iuca. Păi ai suflat în el. De la Doru Iuca. Ștefi! Ștefi! Da? Ștefi! Capul de perec, Ștefi! Lângă tine, Ștefi. Stați așa? Dar unde e Budeștiu? Aici. Și celălalt, tu ești... Bravo! Hai, cui mai tort? Mă, pe rușine să veniți! Avem băutură. Toată lumea. E bine, atunci facem așa. Nu. Ia cornelușa ca tanga. Ia tu, paharel, să ne mai înțel. Veniți cu paharele în coa, vă rog frumos, pentru cea mai frumoasă zi al lui marele nostru clarinetist Bibescu și aplauzele dumneavoastră, dragii mei. Vă mulți ani, vino să te pup. Să-ți dea Dumnezeu tot ce e mai bun pe lumea asta, să străiască nepoții tăi frumoși și tot ce-ți dorești tu. Ai venit cu paharele aici? A, mai e un tort, băi, frate! Acum cânt eu! Ăsta e de la Doru Iuga. Da. Ai mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Așa de fals! Mulți ani trăiască, hai de cap, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să-i
Să rămână, vă mulțumesc frumos!